prima dată de la Galeria Casa Artelor expune Daniel Lenzen, un pictor care a pictat nu numai în țară, ci foarte mult și în străinătate. Despre asta o să vă spună probabil luna lui. Dar până atunci o prezentare o să facă domnul scriitor Constantin Zănescu. Onorat auditor, este o mare bucurie să vă pot vorbi astăzi despre maestru Danila Ințe la această manifestare de toamnă. După cum ați văzut până acum, am avut un moment de sinteză a ideilor și a artelor, momentul domnișoarei Bocu, momentul volumului domnului profesor Fiman, sculptura lui Simeon Pop și iată portretele pictorului Danila Ințe. Am mai vorbit despre acest pictor interesant. Urmează să scriu în revista Orașul. Ceea ce vreau să puntez în această clipă este mirajul, vraja pe care o oferă portretul, portretizarea unei persoane. Este singurul pictor din Cluj care are o continuitate excepțională, aproape săptămânală în arta portretului, apărând mereu în fața sa un personaj care este om de știință, care este artist sau care este arhitect, cum este cazul domnului Ionel Vitoc. După cum priviți în această sală, este vorba de portretele care nu au fost aduse de acasă, din colecțiile unor oameni, în frunte cu profesorii noștri universitari. Dacă vă priviți cu atenție, pictorul Conciura este un om extrem de greu de surprins. Arhitectul Ionel Vitoc, Nicolae Maniu, care trăiește la Paris. Toată lumea aceasta este extraordinar de greu de surprins. Avem acolo pe maestru Alexandru Cristea, pe rectorul Ioan Zbârciu, avem pe profesorul Mircea Popa, avem o personalitate politică în persoana domnului Emil Boc. Este extrem de interesant că, pornind de la Aristotel, ideea mimesisul, ca și categorie a esteticului, principiul asemănării, îl iubim sau îl respectăm pe cineva pentru că ne asemănăm cu el. Portretul este personajul care se recunoaște pe sine însuși. Ca pictor de teren, în ghilimele, care a călătorit în Portugalia și a avut un mare succes, a apărut la televiziunea națională a Portugaliei de două ori. Capitolul care a expus la Budapesta și la București. Aș vrea să vă spun că pe lângă obsesia portretului pe care o vedeți aici, în general, expusă, antologată, o mare obsesie a lui Danila Ințe este orașul Veneția. Veneția, pune o problemă capitală pentru istoria Europei, este un oraș care se oglindește pe el însuși, în suprafețele misterioase ale apei. Apa face din Veneția, nu numai vechimea clădirilor, un oraș obsedant pentru oamenii, mai ales pentru poeții civilizației europene, germane și scandinave. Danila Ințe a fost de mai multe ori la Veneția. Vedeți aici numai o parte din tablourile expuse și faptul că vinde, faptul că oamenii achiziționează de la dumneavoastră, faptul că expune numai în galerii private, oferă un lucru excepțional, simbolic, continuitatea activității sale. Aș vrea să închei cu ideea că nu există un lucru mai greu în artă, totuși, decât a edifica portretul unei persoane. Persoana este un simbol unic al Bunului Dumnezeu. Pictor vine și fură în ghilimele această imagine, o pune pe pânză, și omul o duce acasă. Este și un simbol narcisiac după vechii greci, este și o realizare a civilizației în acești 2000 de ani și vreau să închei spunându-vă că maestru Danila Ințe, prin insistența, continuitatea, caracterul laborios al pictării, mai ales a portretelor, care sunt cel mai greu lucru în arta picturii, face din el o importantă personalitate, nu numai a dealului a orașului Cluj-Napoca, dar al nostru. Este un prieten al nostru, de un caracter excepțional. Eu îl felicit din tot sufletul.
și în viitor să nu dezamăgești pe nimeni. A fost ales prea mult lung discursul domnului Ințen. Probabil că v-a lăsat timp suficient ca să puteți să vedeți lucrările și după aceea să îl și căutați ca să vă imortalizeze ori la librăria Diverta, ori în altă situație, poate va veni aici, depinde cum veți stabili cu dumnealui. Eu vă mulțumesc pentru participare, mulțumesc celor care au găsit acest loc. Cer scuze domnului profesor că m-am invitat de la început la masă, dar totdeauna emoțiile de cuprit, uite, așa că în șoaptă ne-a spus domnul Petri, că ar fi bine să nu vorbească, pentru că totuși este emoționat. Vreau să vă spun că și eu sunt emoționat și sunt cu atât mai mult emoționat cu cât a vorbit deosebit de frumos despre cei doi autori, domnul profesor Racoți și mai mult decât atâta, cei doi artiști plastici care au prezentat aici și au creat o ambianță deosebită.